Asistenții și însoțitorii persoanelor cu handicap grav continuă să fie bătaia de joc a guvernanților, indiferent de culoarea politică a acestora. Umili sistematic prin întârzierile grosolane la sumele ce li se cuvin, aceștia trag încă speranță că lucrurile se vor îndrepta și pentru ei. O mică parte din sumele restante va fi achitată săptămâna viitoare, după ce vineri consilierii locali s-au întrunit într-o ședință extraordinară pentru a aproba un proiect de hotărâre cu privire la suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012. Din cele peste 24 de miliarde de lei vechi necesare pentru acoperirea datoriilor din martie generate de întârzierile guvernului, vor fi împărțite aproximativ 20%, adică doar o lună și 10 zile. Sumele pe care le-am primit nu sunt nici pe departe necesare pentru datoria pe care o aveam către persoanele cu handicap și însoțitorii persoanelor cu handicap. Necesarul la ora actuală este de 24 de miliarde bani vechi. Prin această repartizare și rectificare bugetară ni s-au oferit 4 miliarde 900 și aproape 20%. Chiar nu știu cum vom face să distribuim acești bani. În afara acestor bani, municipalitatea va mai acorda o tranșă de bani care să mai acopere o lună spre finalul lui septembrie. Această sumă nu acoperă decât o lună și 10 zile. Noi avem prevăzuți din fondurile proprii, lucru care nu s-a întâmplat până acum, încă prevederi și bani pentru plata unei luni, pe care o împărtăm, cred că spre sfârșitul lunii septembrie. Încercăm să ne creăm surse și prevederi bugetare, fiindcă degeaba ai surse și ai bani și vrei să plătești, dacă nu ți se acordă prevederi bugetare și posibilități ca să plătești acești bani. În municipiul Giurgiu există aproape 600 de persoane cu handicap grav care beneficiază de asistenți personal sau însoțitori. La nivelul județului există peste 3.000 de astfel de persoane, 358 fiind copii.